Formularul 402 trebuie depus de plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor, remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații. Cine sunt cei pentru care se completează formularul? Este vorba despre persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene, care au realizat venituri în România din salarii în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, dar și venituri din orice alte activități dependente la entitățile raportoare din România. Formularul se mai completează și pentru persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene care au realizat venituri de la entitățile raportoare din România în calitate de administratori sau persoane asimilate acestora ca urmare a activității de conducere și administrare. Mai exact, administratorii, directorii, membrii directoratului, membrii Consiliului de Supraveghere sau membrii Consiliului de Administrație. În ceea ce privește formularul 403, acesta trebuie completat și depus de asiguratorii definiți de legea 32/2000 privind activitatea de asigurare și supraveghere a asigurărilor cu modificările și completările ulterioare. Cine sunt cei pentru care se completează formularul? Este vorba despre persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene care au calitatea de asigurat, beneficiar, plătitor de primă, contractant sau titular în cadrul unor polițe de asigurări de viață încheiate pe teritoriul României. Formularele se depun la Finanțe în format electronic până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat.